Daniel Cârjan a chemat astăzi toată presa pentru a anunța că și-a recăpătat postul de viceprimar printr-o hotărâre a instanței de judecată și a precizat că va depune la secretariatul Consiliului Local un certificat de grefă și o solicitare de aplicare imediat a dispozitivului hotărârii judecătorești. Tribunalul Mehedin a pronunțat hotărârea judecătorească în dosarul numărul 6890/101/2013, prin care anulează hotărârea de Consiliu Local numărul 97 din 31.05.2013 și hotărârea de Consiliu Local 98 din 31.05.2013, prin care, pe de o parte, eu am fost schimbat din funcția de viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin, iar pe de altă parte, prin cealaltă hotărâre, a fost ales în funcția de viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin domnul Vâlcu Romulus. Prin hotărârea judecătorească pronunțată, instanța a stabilit foarte clar că un grup de consilieri din cadrul unui consiliu local nu poate schimba din funcție un viceprimar fără motive temeinice, foarte serioase, doar pe baza intereselor de grup sau a intereselor personale ale fiecăruia. Pentru restabilirea legalității în situația aceasta, voi depune în foarte scurt timp la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin, în primul rând o adresă prin care voi solicita să se pună imediat în aplicare dispozitivul hotărârii judecătorești. Nu a întârziat nici replica actualului viceprimar Romulus Vâlcu. Acesta a explicat că hotărârea despre care vorbește Daniel Cârjan nu este una definitivă. Vă rog să-mi permiteți să comentez mai puțin afirmațiile domnului Cârjan. M-am obișnuit deja cu prostiile care le debitează. Este într-adevăr o hotărâre judecătorească care încă nu a fost redactată. Este atacabilă cu recurs în 15 zile din momentul în care este comunicată. Firește că vom face recurs la Curtea de Apel Craiova. Până când nu vom avea la cunoștință hotărârea, e greu să comentăm și motivele pentru care s-a decis în acest sens. Din punctul meu de vedere, sunt anumite probleme, sunt motive majore de a fi recurată această hotărâre. Despre repunerea dumnealui în funcție, după ce rămâne definitivă hotărârea, după recurs și după ce se va pronunța Curtea de Apel, atunci putem discuta de acest subiect. Între timp, domnia sa ar fi trebuit să știe că trebuie să ia act și Consiliul Local și nu poate să ia act decât de o hotărâre definitivă și irevocabilă. Sigur, nu este vorba de o hotărâre definitivă, ea este atacabilă cu recurs, așa cum vă spuneam, însă sunt convins că s-au reținut anumite aspecte eronate în această hotărâre. S-a creat probabil o confuzie între articolul 57 și 69 din cele două legi care guvernează administrația publică locală, mă refer la 215 și la 393 statutul alesului local și, bineînțeles, cred că va fi îndreptată această eroare la Curtea de Apel. Daniel Cârjan a fost schimbat din funcția de viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin la sfârșitul lunii mai pe motiv de neimplicare, locul său fiind luat de Romulus Vâlcu.